sunteți alături de noi la deschiderea acestui important eveniment pentru viața economică a Rădean, așa cum vorbeam cu domnul președinte Ion Fetea mai devreme, poate un eveniment puțin mediatizat și puțin apreciat în economia națională și locală, față de importanța pe care ar trebui să o aibă. Și asta, în primul rând, datorită produselor pe care le realizează, a ecologiei pe care o promovează prin activitatea pe care o dezvoltă. Și probabil că ăsta și a fost motivul pentru care am inițiat acest eveniment important. Este prima ediție, la prima ediție participă peste 40 de reprezentanți al unor asociații și instituții care își prezintă produsele astăzi, cu o diversitate destul de importantă. Pentru o primă ediție, credem că este o prezență destul de importantă și sper că prin ceea ce vedeți astăzi, prin contactele pe care le puteți realiza, prin întâlnirile pe care le puteți realiza în diferite domenii, să dăm importanța cuvenită acestui eveniment. Vă mulțumesc mult pentru participare și sper să fie un început bun pentru acest eveniment, să fie o primă ediție de succes acestui tău. Mă bucur în mod deosebit pentru faptul că am putut să particip astăzi la această importantă manifestare care, în contextul actual al economiei României, sigur că nu face altceva decât să promoveze un sector care vine din urmă cu o dezvoltare extraordinară și care face foarte mult atât pentru noi ca și consumatori, dar atât pentru și pentru producători, pentru agricultură, prin activitatea de polenizare, care de multe ori nu este subliniată și nu este înțeleasă la nivelul la care ar trebui să fie recunoscut pentru activitatea deosebit de valoroasă a acestei minunate insecte care este albina. Vreau în același timp să mulțumesc organizatorilor pentru faptul că sunt alături de noi, de apicultori, de consumatori, în promovarea acestui sector, tuturor celorlalte organe locale care au participat și participă, se implică în mod direct și sunt convins că acest târg va fi o reușită în perspectiva organizării în viitoare a unor astfel de evenimente. Sigur, vreau să vin în fața apicultorilor, pentru că observ în sală sunt și apicultori, să vă aduc niște informații calde, în sensul în care, în această perioadă care se suprapune cu acest târg, suntem într-o mare bătălie cu Ministerul Apiculturii și cu Parlamentul României în modificarea legii apiculturii, acea lege 383, care s-a făcut, să zic așa, pe genunchi și, din păcate, a ieșit un hibrid de lege care nu favorizează apicultura, ci, dimpotrivă, încurcă apicultorul. Am găsit înțelegerea la Ministerul Agriculturii, la domnul ministru Constantin, și sperăm să mergem în Parlament cu un punct de vedere comun, pentru că acum 2 ani am avut o contradicție privind ceea ce doream unii și alții și, din acest punct de vedere, sunt de corectate unele lucruri, inclusiv regulamentul de stupărit pastoral, apicultorii înțeleg despre ce este vorba, care privesc valorificarea potențialului melifer al României și care depindeam de alți factori și nu de ceea ce puteam noi să etalăm și să realizăm producții. De asemenea, vin cu o informație de ultimă oră, alaltăieri și acum o săptămână am participat la domnul ministru al Finanțelor, Rudolf Pop, încât am reușit să apărem în proiectul de modificare a noului cod fiscal, cu neimpozitarea tuturor mijloacelor de transport folosite în transportul stupelor în pastoral. De asemenea, am cerut anularea acelui timbru verde pentru înmatricularea mijloacelor noastre de transport și, în același timp, reducerea TVA-ului la miere, care sunt convins că săptămâna viitoare va apare pe site-ul, și nu numai pentru miere, pe site-ul Ministerului, ci pentru toate produsele apicole. Sigur, va urma o conferință apicolă de la ora 13, în care o să prezint mai detaliat aceste aspecte. Vreau încă o dată să vă mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte Consiliului Județean și tuturor celor care, factorilor care s-au implicat, chiar și colegilor de la filiala noastră. Și vă mulțumim pentru acest parteneriat care sperăm să fie de succes și de bun augur atât pentru consumatori, dar și pentru apicultori. Vă felicit Camera de Comerț pentru inițiativă. Este ocazie, ca de fiecare dată, să participăm și să dezbatem domenii importante. Și în această situație, cred că este bine pentru mine ca parlamentar să vin să aud de la dumneavoastră, de la profesioniștii cei care muncesc în domeniu, care este de fapt realitatea. Mă bucur că ați obținut
prin această modificare a codului fiscal, scutirea aceasta de impozit, era unul din subiectele pe care vroiam să le discutăm, pentru că la sfârșitul anului trecut această propunere a dumneavoastră a fost respinsă. Vă aduc aminte că avem din 2006 o legislație care prevede acordarea de miere pentru copii în școli. Este unul din subiectele care mă preocupă pe mine ca parlamentar activist în domeniul social și îmi doresc ca acest lucru să se pună în aplicare. Din păcate, resursele financiare nu au făcut posibilitatea ca în această perioadă mierea să fie acordată alături de rapte și corn, dar este un deziderat al nostru și un lucru pentru care eu voi lupta în Parlamentul României. Aveți în mine un partener corect, dacă aveți nevoie de sprijinul meu în comisiile de specialitate, cu siguranță vă stau la dispoziție. Pentru că, așa cum am studiat acest subiect, din păcate, deși ne aflăm pe locul 7 în Uniunea Europeană din punct de vedere al efectivului de albine, consumul este cu mult sub media europeană, avem undeva la 500 de grame pe cap de locuitor față de 2 kg în țări ca și Franța, de exemplu. Mi-aș dori ca acest consum să meargă mai mult spre intern. În prezent, majoritatea producției merge spre extern, aproximativ 70%, și îmi doresc să contribui și eu ca parlamentar cumva la educarea populației spre un consum sănătos de alimente. Mulțumesc frumos pentru invitație, felicit Camera de Comerț, felicit factorii implicați și voi participa cu mare drag la toate evenimentele la care mă invitați. Mulțumesc! În primul rând, vreau să-mi permite să felicit Camera de Comerț pentru că, iată, după ce ne-a demonstrat în anii precedenți că reușește să consolideze manifestările care ridică prestigiul județului Arad, inițierea unor noi târguri în județul nostru, cu siguranță este de bun augur și chiar dacă astăzi, la o primă ediție, să spunem, domnul președinte menționa faptul că sunt doar 40, eu spun că este un început extraordinar și cunoscând evoluția celorlalte târguri începute în anii trecuți, sunt convins că anul viitor vor fi mai mulți și se va consolida această manifestare, o manifestare care vine și în sprijinul apicultorilor și pe această cale vreau să-i și felicit, pentru că, sigur, nu cunosc foarte bine dimensiunea națională în celelalte județe, dar cunoscându-i pe cei care sunt în Arad, pentru că noi ne întâlnim nu numai aici, ci ne-am întâlnit pe parcursul anilor la diferite manifestări și sunt convins că ceea ce este în Arad și dezvoltarea care dumnealor au făcut-o în Arad se regăsește și în alte județe, făcând din apicultură o zonă în care noi ne punem mari speranțe, pentru că, iată, este o parte a acestei zone economice care aduce bani în țară prin export. Sigur, ne-am bucurat să ajungem să consumăm mai multă miere în România, pentru că ne duce cu gândul la sănătate, dar cu siguranță este una din componentele agriculturii românești care aduce bani în țară. Și pentru acest lucru este nevoie de sprijin și atât cât am putut noi de la Consiliul Județean, acolo unde a fost nevoie, am acordat acest sprijin. Credem că trebuie să fiți susținuți, trebuie să coagulați cât mai bine aceste structuri asociative care să devină o forță și care să crească în ceea ce înseamnă valoarea producției, atât din punct de vedere calitativ, cât și din punct de vedere al cantităților care sunt produse, pentru că România are un astfel de potențial și trebuie valorificat. Vă felicit încă o dată, vă urez mult succes și să ne vedem la anul și mai mulți și cu rezultate și mai bune. Să fie un an foarte bun acest an. Bună ziua tuturor! Vreau să mulțumesc pentru sprijinul care, în sfârșit, l-au primit apicultorii să aibă un târg la Arad. A fost o dorință veche, mereu ne-am lovit de anumite obstacole, s-au depășit și ne-am reușit să avem obiectivul realizat. E foarte important ca organele locale să cunoască problemele apicultorilor, iar consumatorii să vină în contact cu produsele directe a producătorului din Arad. Adică noi ne dorim ca producția să nu mai meargă la export, pentru că toată lumea apreciază dincolo. Vrem să fie apreciată la nivel național, să mâncăm o miere și produse românești. Sperăm că începutul din prima ediție va fi de bun augur și se vor crea relații între valorificatorii producției, între producători și consumatori. Succes
la toată lumea și mulțumim încă o dată pentru sprijin. Provin din comuna Buten, județul Arad, dețin o fermă apicolă de 200 de colonii de albine. Facem pastoral intens. La ora actuală avem 8 sortimente de miere, cam 10 obținem sortimente pe an. Făcând pastoral intens, urcăm din câmpia Banatului până în munții Retezat. Am fost în sudul țării până în județul Călăraș în decursul anilor, dar acum am mai restrâns puțin activitatea mai mult pe partea de vest, facem pastoral. Practic târgurile la nivel național, internațional, chiar și în Ungaria am fost la mai multe târguri apicole și cu asta ne ocupăm producători. Producem polen pe sortimente, o gamă foarte variată de produse, de la tinctură, propolis, făguraș, crescut în borcan, creme de miere cu fructe, cu pulpă de fructe, lăptișori de matcă, care sunt producția proprie din stupina proprie. Inițiativa din Arad e foarte bună, primul târg întotdeauna este mai mic, mai slab, cum se spune la noi, dar pe an ce trece toate târgurile cresc și numeric, ca și vizitatori și ca și expozanți. Și în același timp crește și valoarea de vânzări. Acum, vânzările de ansamblu pe târgurile naționale sunt slăbuțe. De ce? Târgurile la nivel național apicole sunt multe, s-au cam terminat fondurile structurale, mă refer la expozanții cu utilaje apicole, iar în consumul mierii totuși este slab. Vânzările sunt rezonabile, suntem la limita supraviețuirii, adică nu la toate târgurile depășim ca valoare prețul de angro a mierii. De multe ori ieșim sub nivelul de angro a mierii, deci în pierdere. Noi, din păcate, este un consumator mic de miere, sperăm că în următorii ani să crească și consumul de miere pe plan național. Am clienți foarte mulți care sunt cei de bază, principali, care sunt constanți și clienți trecători care cumpără acum și dacă mă văd peste un an, doi mai cumpără și atunci un borcan sau două de miere. Dar, în general, vânzarea mierii se face doar la clienții constant, care vânzare depășește 70-80%. Iar ceilalți, cum sunt la târgurile naționale din țară, îi mai întâlnesc la anul. Și aia nu sunt clienți constant, dar sunt fidel, că revin, după un an de zile revin și comandă o cantitate mai mare de miere și fac stocul, care putem trece și pe aia în categoria clienților fidel. Dar, cum am spus, 20-30% sunt trecători ocazionali. Ca orice început și acest târg a început cu Paști Mizi, a fost o inițiativă mai veche a Consiliului Județean și al Camerei de Comerț și Industrie pentru Agricultură a Arad. Este bine că a debutat, este bine că a început, pentru că promovarea produselor apicole este sau ne-o dorim în toate județele și în toate locațiile în care se poate. Cu toate că târgurile organizate pe apicultură sunt mai numeroase decât toate târgurile organizate pe agricultura României, credem că încă este nevoie de multă reclamă, de multă publicitate pentru aceste produse, în sensul în care noi exportăm sănătate cu tirul, miere și alte produse apicole, consumăm medicamente în detrimentul acestor produse, ceea ce a dus ca România să fie aproape penultimul loc din Europa privind consumul de miere, în condițiile în care mierea românească este apreciată, este medaliată la toate congresele Apimondiei cu medalii de aur. Din acest punct de vedere, sigur, și acest târg, eu sunt convins că va fi o reușită și în perspectivă va cunoaște o dezvoltare mare, în sensul în care aici sunt condiții mai bune decât oriunde în țară privind organizarea acestui târg. Da. Am avut întâlnire la Miercurea Ciuc în luna februarie cu președintele Asociațiilor Crescătorilor de Albine din Ungaria. O persoană deosebită, un om informat, bun cunoscător al apiculturii din Ungaria. Am avut un schimb de experiență și chiar am împărtășit despre problemele pe care le avem. Printre altele, eu am subliniat și problemele cu impozitarea veniturilor, cu problemele privind deplasarea în pastoral, cu aceste mijloace care le folosim periodic, 3-4 luni într-un an și care nu efectuează decât 1.000-2.000 de kilometri. Suntem obligați noi, proprietarii acestor mijloace de transport, să plătim impozit anual. Am reușit prin legea apiculturii și se pare și prin nou cod fiscal
cel puțin pe site-ul Ministerului de Finanțe este trecută această reglementare, încât aceste mijloace folosite pentru transportul speciale, folosite pentru transportul stupilor pastoral, să fie scutite de impozitare. E un lucru deosebit, am găsit înțelegere atât la domnul ministru al Agriculturii, cât și la cel al Finanțelor Publice, iar o altă problemă pe care o dezbatem în această perioadă în Parlament este modificarea legii apiculturii, acea lege 383, după ce a fost abrogată o lege asociației noastre, de fapt, și a ieșit un hibrid până la urmă în 2013, o lege care nu ajută nici apicultorul și nici statul român. Din acest punct de vedere, sperăm, am înțeles că legea este în regim de urgență, marți o să fiu prezent chiar la Comisia de Agricultură din Senat, încât cererile noastre, care sunt cereri pur apicole și nu financiare, privind amplasarea stupilor, privind distanțele de amplasare, privind regulamentul de stupărit pastoral, privind ameliorarea faunei de albine, să fie trecute așa cum trebuie să fie trecute și cum tehnologia le recomandă. Din păcate, ultimii ani au fost tot mai slabi și anul trecut a culminat printr-o prăbușire a producției din cauza vremii. Noi suntem optimiști și sperăm că vremea va fi favorabilă și vom obține în sfârșit producție acceptabilă. Deci au beneficiat datorită condițiilor foarte vitrege, au fost o măsură guvernamentală, deci au fost ajutați cu mâncare sau cu contabilarea mâncării, o măsură de minimis. Dar sperăm să fie, vremea este mai importantă decât ajutorul. Nu, din păcate consumatorii apelează la produsele apicole și la miere doar atunci când sunt bolnavi. Deci în alte țări se consumă 4 kg pe cap de locuitor, la noi se consumă sub 1 kg, adică jumătate de kilogram pe cap de locuitor. Pe an. Pe an e foarte puțin, adică mierea ar trebui să fie un aliment și nu folosită numai când suntem răciți. În general, produsele apicole și albina creează interes și sunt consumatori care, sigur, contează pe valoarea mierii și a produselor apicole. Că aici vorbim și de polen, propolis, păstură, lăptișor de matcă, deci toate sunt benefice. Dar nu este, o statistică nu este favorabilă, adică vorbim de jumătate de kilogram pe cap de locuitor. Și în țările cu tradiție dezvoltată e 4 kg, deci diferența este imensă.